Grav accident de circulație în capitală, 6 persoane au ajuns la spital cu diverse traumatisme după ce un șofer de 21 de ani, care circula cu viteză excesivă, a lovit puternic o mașină de taxi. În urma tamponării au mai fost accidentate încă 2 automobile, toate 3 fiind făcute zob. Totul s-a întâmplat în noaptea de marți spre miercuri la intersecția străzilor ale Coruso și Nicolae Dimo din sectorul Râșcani. Potrivit poliției, vinovat de producerea coliziunii, s-ar face șoferul BMW-ului, care a intrat cu viteză în intersecție. A pierdut controlul volanului și a spulberat din calea sa cele 3 taxiuri, care circulau din direcții diferite. La fața locului a intervenit și un echipaj al pompierilor. 2 șoferi și alți 4 pasageri au fost transportați de urgență la spital cu multiple fracturi și se află sub supravegherea medicilor. Oamenii legii investighează cazul.